Deși e vacanță, copiii încă se strâng să învețe cântecele. Mai mulți voluntari din Turda au poposit în localitatea Mătăsarii și îi primesc cu brațele deschise pe cei mici. Piticii află aici lucrurile fundamentale ale credinței. Sunt 50 de copii care trec zilnic pragul Bisericii Penticostale din Mătăsari. Aici desfășoară activități specifice vârstelor. Cel mic este ajutat de cel mare cu ajutorul Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Așa? Da, super. Poveștile lor impresionante i-au făcut pe cei 10 cercetași să rămână la Mătăsari pentru a-i ajuta pe cei mici. Aveți foarte mulți copii de care vă îngrijiți aici. E unul din scopurile noastre să procedăm ca Iisus. El a luat în brațe copilașii, i-a binecuvântat și chiar ne-a trasat poruncă: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Câți copii sunt aici și cum îi ajutați? Pe total, ca să spun câți copii sunt în Mătăsar, nu am date, însă noi avem în jur la 50 de copii. Și avem programe pe teme biblice cu ei. Nu. Ne implicăm și social din când în când, însă localitatea e foarte săracă. Voluntarii îi învață cântece, jocuri și îi hrănesc. Despre familiile lor știți ceva? Cei mai mulți au părinți plecați în străinătate pentru că zona de aici nu le-a permis să rămână. Da, știm că situația lor materială este precară. Foarte mulți nu pleacă nicăieri în vacanțe. De aceea ne-am și gândit să creăm această oportunitate pentru copii să se bucure într-o zi de vacanță și altfel. Chiar dacă nu pleacă nicăieri aici acasă, să se bucure într-un fel prin activitățile pe care vrem să le desfășurăm cu ei. Iar copiii care au rămas aproape ai nimănui au mare nevoie de aceste lucruri pentru a uita de dorul de părinți. Am fost în urmă cu o jumătate de an, aproximativ în decembrie, și ne-a impresionat foarte mult situația de aici. Ne-au impresionat copiii, felul în care trăiesc aici, felul în care i-am găsit, ne-au impresionat și ne-am gândit că trebuie să venim aici mai des. Mai știți felul ăsta? Da! Ce înseamnă? Știi de ce? Așa, cam multe secunde. Două. Trei câte? Deci cinci. Hai să vedem în câte reușim. Mai repede decât ne-am făcut. În Mătăsari, ponderea șomajului este foarte mare. Părinții copiilor noștri nu au locuri de muncă, de multe ori sunt singuri pentru că părinții sunt în afară. În măsura posibilităților pe care le avem, noi suntem aproape de ei. În evidențele AJOFM, 200 de oameni se află în căutarea unui loc de muncă. În realitate însă, peste 40% din populația localității a luat calea străinătății pentru că zona nu le mai oferă nimic.